spune efectiv 13 consilieri prezenți, sunt 11, domnul Miron și domnul Maxim, eu ajung cei din Muie. Înainte de a da cuvântul domnului primar pentru a citi ordinea de zi, aș vrea să adresez o întrebare către departamentul juridic în legătură cu proiectul de hotărâre pentru bugetul local. Dacă bugetul ar trebui pus cu 2 săptămâni înainte, în dezbatere publică pentru cetățenii comuni, înainte de a fi dezbătut în ședință. Da, conform legii, asta este prevedere legală dintotdeauna. Atât că toată lumea știe, vorbesc de conducerea primăriei din ultimii 15-20 de ani, că bugetul se întemeiază pe cifrele pe care atât ANAFU, cât și Consiliul Județean ni le transmit. Iar Consiliul Județean a avut ședința de repartizare a sumelor de buget pe 30 ianuarie. Așadar, an de an se întâmplă, cine a avut activitate în primărie cunoaște, întotdeauna totul este repede înainte. Legea, într-adevăr, prevede obligativitatea publicării lui, dar noi nu avem posibilitatea să aplicăm efectiv această prevedere legală, atâta vreme cât de pe o zi pe alta, sau în maxim 2 zile, noi ni se cer hotărâri. Comisia de buget finanțe și administrație publicului a fost convocată în termenul legal și a luat parte la discuțiile pe care domnul primar și domnul viceprimar împreună cu departamentul de contabilitate le-au inițiat în vederea repartizării sumelor. Așadar, ceea ce a ținut de noi, conform legii, am făcut și facem întotdeauna. Mi-ați dat cu domnul primar, sunt ceva obiecțiuni la ordinea de zi? Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 22 din 102-2023 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești, convocată de îndată pentru data de 2 februarie 2023, a orei 14:30, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul numărul 1, proiect de hotărâri prin aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești de sub Bacău pentru anul 2023. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului brut al salariilor de bază acordate în anul 2023 funcționarilor publici și al personalului contractual din aparatul specialitate al primarului Comunei Bârsănești, precum și aprobarea indemnizației lunare pentru persoane care ocupă funcții cu demnitate publică în cadrul ATI Comuna Bârsănești sub Bacău. Punctul numărul 3, proiect de hotărâri privind aprobarea modificării și completării hotărârii Consiliului Local Bârsănești numărul 2 din 31.01.2023 pentru stabilirea taxei de salubrizare pentru consumatorii non-casnici. Punctul numărul 4, diverse. Articolul 2, prevederile prezente în dispoziții vor fi aduse în adeziune de către Secretarul Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc. Ceva discuții? Eu o să dau citire la nota de fundamentare a bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2023. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul bugetului Comunei Bârsănești pe anul 2023 a fost întocmit ținând cont de prevederile Legii Finanțelor Publice Locale numărul 273 pe 2006 cu modificările și completările ulterioare. Prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2023, numărul 368/2022, adrese Agenției Județene Finanțelor Publice Bacău, numărul 4648/29/12/2002, înregistrate la 2022, înregistrată la instituția noastră, privind repartizarea sumei de bugetul pentru buget în anul 2023 și estimări pe anul 2024-2026. Adresa Agenției Județene a Finanțelor Publice Bacău, numărul 67/401/2023, înregistrată la instituția noastră, privind repartizarea sumei pentru buget pe anul 2023 și estimări 24-2024-2026, privind sumele de vacate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor
la nivelul comune, orașelor și municipiilor. Adresa județeană, agenția, adresa Agenției Județene a Finanțelor Publice Bacău, numărul 185 din 10.01.2023, înregistrată la instituția noastră, privind repartizarea pe primire a sumelor de vacanțe din TVA, adresa Consiliului Județean Bacău, numărul 2856 din 31.01.2023, înregistrată la instituția noastră, privind repartizarea unor sume din bugetul de stat pe 2023. Veniturile prognozate pentru anul 2023 provin din venituri proprii care se vor încasa în funcție de termenul de plată, respectiv 31.03.2023 și 30.09.2023, iar cheltuielile estimate pentru anul 2023 se vor fi efectuate în funcție de veniturile realizate. Vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu articolul 4 din legea numărul 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, sumele aprobate la partea de cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite prin angajare, lichidare, ordonanțare și plată. Alăturat atașez propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 pe secțiunea de funcționare și pe secțiunea de dezvoltare. La secțiunea de funcționare avem prevăzut o sumă de 6.580.000, iar la secțiunea de dezvoltare avem prevăzută o sumă de 3.968.000. Vă citesc pe capitolul aici ce avem fost. La nivelul cuantumului acordat în luna decembrie 2022, conform anexei numărul 1, parte integrantă în prezenta hotărâre. Drepturile salariale ale personalului se stabilesc prin dispoziția primarului comunei Pârsănețul Bacău, articolul 2. Salariile de bază prevăzute la articolul 1, aliniatul 1 și 2, precum și indemnizațiile stabilite la articolul 8, aliniatul 1 și 2, se regăsesc în anexa 1, parte integrantă în prezenta hotărâre. Personalul care exercită activitate de control financiar preventiv pe perioada de exercitare a acestui beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%. Începând cu 1 ianuarie 2023, se menține în plată indemnizația lunară de hrană la nivelul lunii decembrie 2022, respectiv 347 de lei pentru timpul efectiv lucrat, în beneficiu funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comune. Articolul 5. Începând cu data de 1 ianuarie 2023, se mențin în plată vouchere de vacanță la nivelul anului 2022, respectiv în cuantum de 1.450 de lei, în beneficiu funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comune. Articolul 6. Începând cu data de 1 ianuarie 2023, se menține în plată sporul pentru activități care se desfășoară în condiții deosebite, stres sau risc, în procent de 5% din salariul de bază acordat asistentului medical comunitar în luna decembrie 2022. Articolul 7. Soluționarea contestației în legătură cu stabilirea salariului de bază a sporului, a creșterilor salariale, a premiilor și a altor drepturi care se acordă este de competența ordonatorului de principal de credit.
Contestația poate să fie depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale la sediul ordonatorului de credite. Ordonatorul de credit soluționează contestația în termen de 30 de zile calendaristice. Împotriva modului soluționare a contestației, persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluționării contestației, instanța se pronunță de urgență și cu precădere. Articolul 8. Indemnizația lunară de care beneficiază primarul și viceprimarul comunei, începând cu data de 1 ianuarie 2023, se menține în plată la nivelul lunii decembrie 2022. Indemnizația lunară de care beneficiază consilierii locali al comunei Bârsănești pentru participarea la o ședință în plen și una pe comisie este de 10% din indemnizația lunară a primarului comunei Bârsănești, județul Bacău, potrivit prevederilor articolului 212, alineatul 2 și alineatul 3 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Cu aducerea în deplinire a prezentei hotărâri în condițiile legii, se însărcinează primarul comunei Bârsănești, județul Bacău, prin compartimentul contabilitate financiară, venituri, executări subite și resurse umane. Articolul 10. Început cu data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare. Articolul 11. Hotărârea poate fi contestată de cei interesat în termenul stabilit de legea numărul 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările și completările ulterioare la Tribunalul Bacău, secția contencios administrativ și fiscal, acțiunea fiind scutită de taxă de timbru. Articolul 12. Prezenta hotărârii va fi afișată prin grila Secretarului General al Comunii pe site-ul Primăriei Comunei Bârsănești, precum și pe panoul de afișaj și se va comunica în condițiile legii primarul Comunei Bârsănești, prefectul județului Bacău, compartimentului contabilitate financiară, venituri, executare și silită și resurse umane. Mulțumesc! Discuții sau completări? Nu este pentru? Nu este impotrivă? Deci, nu este pentru. Mai cum faci de altele proiecte pe urmă de proiect, în urma discuțiilor cu agenții economici, am intervenit la unele taxe care au fost stabilite și evitate în 31 martie a mai. După aducarea hotărârii de Consiliu din data de 31, așa cum am spus, dacă vor apărea probleme și așa, vom încerca să intervenim acolo unde este nevoie. Nu am avut discuții la avute cu agenții economici, care depășeau o unitate de stat. Problema cea mai gravă a fost la magazinele care aveau un spațiu mai mare decât 30 de metri pătrați, însemnând spațiile mari, care ar fi generat niște costuri de colectare foarte ridicate. În condițiile astea, din discuțiile avute cu trei agenții economici care se aflau de situație de genul ăsta, am considerat și, ținând cont de indicațiile pe care le-am primit de la operatorul de colectare și de la ADIS, am avut în vedere că această taxă să rămână undeva la un nivel rezonabil, stabilit de comun acord cu agenții economici care aveau o situație de genul ăsta și am reușit să facem o plafonare la nivelul taxei, la nivelul suprafeței de 30 de metri pătrați, în condițiile astea, modificarea apare în felul următor. Pentru magazinul cu spațiu de lucru mai mare de 30 de metri pătrați, valoarea taxei disponibilitate va fi plafonată la nivelul calculat pentru 30 de metri pătrați, conform modelului de calcul. Din calculele, conform formulei de calcul atașată în instrucțiunile USR, s-a ajuns la concluzia finală matematică la valoarea taxei de 46,58 de lei pe o lună, însemnând o taxă anuală de 559 de lei pentru un magazin care are un spațiu mai mare de egal cu 30 de metri pătrați și mai mare decât 30 de metri pătrați. Această valoare a taxei a fost convenită și asumată atât de către noi, cât și de către agenții economici care se află în situația asta. Deci asta a fost modificarea de plafonare, a fost cea care a survenit ca, a intervenit ca modificare în structura asta și este o chestie care ține de
apropiere de realitatea lucrurilor, adică nici mai mult, nici mai puțin decât, decât ar trebui să luăm acestor agenții economici. Așa, că propun spre aprobare, în noua formă cu plafonată a noilor valori de taxe pe care am discutat-o la momentul 31 ianuarie 2023. Vrem ceva discuții? Nu, citiți proiectul, domnul primar, și după aia, dacă mai sunt discuții. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Bârsănești, numărul 2/31/01/2023, pentru implementarea instrumentului economic plătește pentru cătament, bazat pe modificarea frecvenței de colectare și stabilirea taxelor de salubrizare taxă standard și taxă majorată pentru utilizatorii non-casnici ai serviciului de salubrizare din Comuna Bârsănești, Zupacov, pentru anul 2023. Primarul Comunei Bârsănești propune, se modifică și se completează articolul 2, care va avea următorul cuprins. Modelul de calcul al taxei de salubritate, ținând cont de indice de producere și de unitate de măsură specifică, este dat de următoarele exemple. Pentru un magazin de 10 metri pătrați, autorizat 7 zile pe săptămână, tariful mediu este de 15,51 de lei pe lună pentru taxa standard, și pentru taxa majorată este de 31,03 de lei pe lună. Pentru un magazin de 30 de metri pătrați, autorizat 7 zile pe săptămână, taxa standard este de 46,58 de lei pe lună, taxa majorată este de 93,31 de lei pe lună. Așa. Pentru o unitate administrativ cu birouri de 10 metri pătrați, autorizată 5 zile pe săptămână, taxa este de 10,79 de lei pe lună. Iar taxa majorată este de 21,58 de lei pe lună. Pentru o unitate de învățământ, 150 de elevi pe comună, taxa este de 159 de lei, 13 lei pe lună. Pentru obiective de cult biserici în suprafață de 60 metri pătrați, taxa este de 15,34 de lei pe lună. Pentru magazin. Pentru hală industrială. Da. Taxa de salubritate, pentru o hală industrială de peste de 500 de metri pătrați și mai mare de 500 de metri pătrați este în valoare de 518,32 de lei pe lună. Pentru un flux de două ridicări, este de 518,32 lei pe lună, iar pentru un flux de 3 ridicări este de 136,64 de lei pe lună. Restul articolului hotărârii Consiliului Local numărul 2/31/01/2023 rămâne neschimbat. Prevederile prezente hotărârii vor fi adoptate de către Autoritatea Executivă a Comunei. Prezenta hotărârii va fi comunicată la instanța contencioasă administrativ, componentă teritorială. Hotărârea se va comunica primarul Comunei Bârsănești, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare Bacău, prefectul de sub Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Mai sunt ceva discuții sau completări? Mi s-a dat toate pietrele în cap și eu mă abțin de data asta. Deci țin gestiunea, o să-mi facă... Vă dați seama că majoritatea ar fi considerat și ar fi vrut să fie... Dar la Pietru, nici la Contra, nici la Abține. Dar chiar nu vând nici de 50 de lei pe zi, de multe ori. Și acum, ca să-i pui să plătească o taxă de genul ăsta, mai sunt și alte datorii, s-au mărit taxele la bugetul de stat, de la 3% s-au făcut 16%, s-au amintat o parte la TVA, dividendele s-au mărit de la 5 la 8, taxa de sănătate s-a dublat de la 12 luni la 24 de luni. Deci este enorm. PFA-urile cred că mor toate. Nu știu, va fi foarte greu. Asta se numărește. Majoritatea
vă dați seama că ar fi mers și ar fi vrut să meargă pe parte, pe zona care ar fi plătit exact cât generează. Pentru că nu vă mulți salariate. Dar am înțeles că infrastructura Padisului nu permite lucrul acesta să vină să cântărească exact cât consum, pentru că pe parte, dacă eu nu generez 2 tone, 1000 bani de 2 tone, ei, cum ai luat bani din buzunar, obligat portat, fără ca eu să-mi dau acordul, da? Vedem ulterior ce, ce se va întâmpla și eu vă mă voi abține, da? Mai avem plăci mici. Te-a adăugat și altceva? Considerați că mai trebuie spus? Vreau să vă exemplific vis-a-vis pe acest. Exemplul magazin care are 30 de metri pătrați generează într-un an de zile, după calcule și de indicatorul de producere, 821 de kg într-un an de zile. 800? Deci, calitatea bună. Calitatea nu este. Deci nu este una care să fie exagerat numai. Deci cam acolo se duce. Dacă vă spun cât colectăm noi de la fiecare din ăsta în parte, atunci veți trage concluzia că ce este aici este conform cu realitatea din teren pe care noi am văzut-o fiecare zi, când mergeam și făceam selectivul și vedeam care sunt containerele pe care le ridicăm de la fiecare. Deci, într-un an de zile, să ridici de 4 ori 4 containere la magazin, așa, și că dacă calculezi câte greutate are un container de la uneori, vei vedea că cumulate cele 200 de zile se duce la calitatea de aceea fără doar și poate. Deci nu este o exagerare și nu este un lucru. Noi n-am depășit, sunt niște calculi care s-au făcut. Nu am depășit asta. Am încărcat. Noi vreau să mai puteți spun un lucru. Nici la momentul taxare din faza asta, noi nu suntem cu nivelul de taxe pentru salubrizat de îndrăjeți economici, dar nivelul la care alți vecini ai noștri din comunele vecinate erau de mulți ani înainte. Nu vreau să dau exemple, dacă sunteți doritor să obțineți informații, puteți să le găsiți la comune precum Sândulei, Livezi sau alte comune de Sândulei care au situații de genul ăsta și care plăteau agenții economici taxele mult mai mari decât ale noastre. Eu am în cap agenților economici, începând de la MANAF, le mai dăm și noi în cap acum. Asta am vrut să spun. Să înțeam, le dăm noi în cap. Este o chestie pe care o plătește toată lumea și este o condiție pe care trebuie să vinim toți. De exemplu, eu personal, ca sunt implicat în ambele situații, plăteam până la 2 milioane, acum plătesc 3 milioane 300. Mare, da. 46 de lei, deci nu e atât de zi. Nu este exagerat ca și ținând cont de toate celelalte cheltuieli și de nivelul general pe care. Nici nu poți să ai pretenția să vină cineva să-ți ia gunoi din fața porții, fără să-i plătești pentru lucrul ăsta și fără să genereze o cheltuială. Este o chestie de logică simplă. Spune-l la vot proiectul. Cine este pentru? Mă vezi, domnul Petru. Doamnă, dacă era curând, nu mă uitam la dumneavoastră. Noi considerăm că asta să fie o rezolvare rezonabilă a problemei și eliminarea conflictelor dintre noi, ca și OAT și Agenții Economice de Comun. Pentru că altă soluție, mai bună decât asta, sincer, chiar nu am reușit să găsim. Avem 2 săptămâni de când ne chinim să reușim să găsim o formulă care să fie de acceptat de ambele părți. De exemplu, agricultorul înainte tot așa plătea 100 de milioane pe care le-a dat. Și acum cam tot atâta plătit. Tot acum nu plătești, n-am căutat să plătească mai mult. Da, iar în caz, adică funcție de număr se duce acolo. Dar unul care n-are salariați... Hai să ducem cu scuțete la diversul, la următor punct. Începem din partea dreaptă. Da, da, vedeți. Doamna Andăman? Da, chiar am fost rugată astăzi și sunată. S-a stricat foarte tare drumul de la Cotar. Deci foarte tare. Și într-adevăr, l-am făcut și eu, e numai greu. Nu mai ai de unde să mai ocolești, mai ales de acolo pe unde sunt câini pe dreapta. Dacă se poate face ceva. Știu că nu este al nostru, dar poate ne ajuta să mai acoperim găurile. Problema este dacă sunt înghețate. Nu este înghețat. Nu este. Da. Încercăm din zi. Felix? Din înghețul cu urmă. Comunal? Da, s-a rezolvat problema cu lumina. Oamenii au mulțumit. Sperăm și să ținem tot așa bine. Să primim. Domnul Mihai? Nu vreau să vă dar pune inițial de la fapt. Să spun, dar dacă spun cu sare, n-a făcut nimic. Dar nu e grămadă, mai am luat cu la fântână, mai mers. Dar am pus acolo, avem acolo. Nu este. Are face. O cuplu de
ulița la Școlii Culești. Pe ulița? Trata Vasile Alexandru. Da, Vasile Alexandru. Nu e foarte bine. Este jos. Este jos în partea. În partea de... Acolo de la eu, acolo e acolo se consum. Ești tu că nu sunt. Am luat și am pus cu bulu și am pus acolo. Adică, aducem, luăm o cupă și bala. Să nu putem să are. De la dat din și la noi problema domnului. Așa e problema ca și la... Noi va trebui să rezolvăm problema cu contractul nou, pentru că, așa cum am spus și cealaltă, mai avem stocuri în depozite destul de reduse. La alte, mai am un pic acolo. Asta și un pic. Cât este ultima dată? Va trebui să facem achiziție nouă, să facem contract nou pentru noi calități, pentru că nu avem nevoie să facem. Înțelegeți? Acolo și la operator mai am, acolo la proiectul de față, mai am un depozit de 0,63 pe care va trebui să-l utilizez să pun în gropile care sunt acolo. Dar nu am foarte mult, am mai e două șerpune acolo, care îl îmbrăștii cu ăsta dacă e depus în câteva străzi am băgat. Acum asta anunță, de săptămâna viitoare, că temperatura de minus 13 grade. Da, când este ea, apoi îngheată, nu mai e nevoie. Deci vă scutești. Suntem de altrasă. Vă scutești. Noi vă lasă asta în balta respectivă, nu mai știi nimic. Nu-i bun. Nu-i bun. Aici e problema. Nu e zero. Te duci să pui balastul în apă. Pentru că când o trec cu roata, balastul sare bine în groapă de acolo, îl împrăși imediat. Da? Însemnat. Însemnat. Tot aceeași problemă, domnule. Măcar cât este ăla, te-a spus un pic, e jaz. Doar apoi nu ai niciun mânt. Deci, cât se-a întâmplat. Da, domnule. Domnul Tercu? Da. Am spus marți. Deci, intervenții la drumuri când se dezgheastă. Da. Sunt condițiile prietnice.